Salutare, prieteni! Am venit și la piscină, că după amiază o să merg cu Zuzel la plajă, la ocean. Și acum, fiind mai de dimineață, soarele pe cer, și nu mai fac plajă, pentru că dacă faci plajă prea mult, te arde soarele. Și astăzi mă protejez cu bluza. Și intru decât în piscină, atât. După aceea, la ocean, pe 4-5, apa caldă, oricum apa caldă e de dimineață. Și noaptea, și seara, și la orice oră e apa caldă în ocean. Pe bune. Mai mă bucur și eu de o săptămână de Miami. Mâine, alte filmări, alte locuri, prin centru. Peste tot o să fie mișto, o să fac filmări. Și acum am început să mă răcoresc și eu aici, în piscină. Apa sărată, foarte sărată la Oceanul Atlantic. Cred că e cea mai sărată apă dintre oceane, ca să zic așa. Oh, ce bine aici. Chiar e bine, am făcut și TikTok sau TikTok-uri. Mamă, cât de bine. E și apa mai adâncă, trece și de cap dacă vreau să mă duc mai acolo, dar e suficient aici ca să fac și filmări. Ia să pun telefonul așa, de să nu fie temperatura prea ridicată. Perfect! Oh, ce bine! Ce răcoare! Oh, perfect! Perfect bărbătesc! Vă dați seama? Vin în România. Deci pe cuvânt, azi îmi iau bilet să vin în România, nu sâmbătă, mâine, de mâine într-o săptămână. Da, vreau să vin în România, vreau să mă întâlnesc și cu Șatra, dar nu vin pentru Șatra neapărat. Să nu creadă ei că eu vin pentru ei. Cum nici ei n-au vorbit despre mine. Și Aline, ai o bilă neagră, Aline. Da, Alin, băiatul lui Leo, o bilă neagră ai. Nu te-ai ținut de cuvânt, Aline, și s-ar putea să... Ce s-ar putea? Despăgubiri, tată. Money. Știi despre ce vorbesc, Aline? N-am mai făcut afaceri, nu s-a stricat afacerea din cauza ta. Pentru că tu n-ai mai avut timp de chestii decât de tine ai avut timp. De TikTok ai avut timp, de YouTube pentru tine, 10.000 de vizualizări. Înseamnă că ești în bani, Aline. Ai luat 3, 4, 5 mii de euro ca pop ai luat pe lună. Să nu mai spui că e cheltuit. Deci, păgubiri totale. Daună totală. Deci, te ard acum. Deci, nu mai scapi. Dacă nu, mă apuc să vorbesc, Alinuș. Hai că să ne înțelegem, nu? Că doar suntem prieteni. Prieteni până la bani, Aline. Până la bani. Acum a venit jupânul. Ți-a venit stăpânul. Alte chestii se vor întâmpla de acum încolo. Înțelegi ce vreau să spun? Cu tata Leo. O să fie bine, Aline. O să facem și sărbătorile împreună, să vedem pe unde, ce și cum. Mergem la munte, mergem la Sinaia, mergem la oriunde, pe banii tăi. A? Vrei la Miami? Vrei la Miami? La Miami poate mai vin la anul. Cred că o să mai vin. Dacă nu, în câteva luni. Deci s-ar putea să revin în câteva luni. De ce nu? Deci pe bune. Acum putea să mă duc înapoi în Colorado. Nu mai plăteam 700 de euro biletul. Sau cum să zic, dolari. Până în Colorado cred că plăteam 75-80 de dolari. Dar nu mai vreau, acolo vreau în România. Înțelegeți? Oameni buni. Hai, bam, că vreau să mă simt bine aici la plajă. Oh, n-am închis telefonul.
Am uitat telefonul deschis, nu-mi vine să cred. Hai, bam bam. Dacă vine și o panteră aici. Hei, pisi, pisi. Ce fac pisi? Pisi de Miami, mă. Ce faci aici? N-ai loc de mine, pisi? Pisi, 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 pisi. Ce fac, bă, pisi, mă? Hai, pisi, nu fugi. Hai. Hai, pisi, pisi. Hai, pisi. Te frică de mine, pisi? O, se ascunde, cică. Pantera neagră. Pantera neagră. Hai, pisi. Salutare, prieteni. Oh, stai cu lacul meu de salvare. Da, uite. M-a legat aici. Cum să mă salvez dacă nu am cum? Ah. Hai, la revedere, mă duc în România. Zuzel! Cum s-a văzut, Zuzel, că ai să mă arunc în picioare, că dacă mă arunc în cap, mă rup capul pe aici. Ciao! Ciao, ragazza! Bella! Ai oprit? Eu. De ce te-ai aruncat în piscină? N-ai voie să te arunci în piscină. Gata, Zuzel. La revedere, prieteni. Hey, my friend. Salutări. Șatra de la Strehaia. Sunt și aici, amărât. Amărât, dar o duc bine. Hai. Oh, ce avem de dimineață, Zuzel. Omletă. Cu comandă, Zuzel. Bravo, Zuzel. Ai făcut o omletă belea. Arată bine. Zuzel, ai făcut omletă, Zuzel. Ce bine arată, Zuzel. Îți place? Da, Zuzel. Arată bine, Zuzel. Oh, m-a luat amețeala, Zuzel. Unde e omleta mea? Nu știu unde e omleta mea, Zuzel. Faci și cârnăciori? Nu. Da, mamă, vezi? Vezi că știe să facă și îi place? Îți place, Zuzel, să faci? Îți place să faci? Da. Cum? Singur sau trebuie să fac eu? Nu, singur. Vreau să te ajut și eu, Zuzel. Nu, lasă că fac eu aici. Da. Cârnăciorii aștept cu mare drag. Hai, Zuzel, pun aici și închid camera după aia. Sunt de aia de bere? De bere, nu? Dar e fier suficient? Cum? E fier suficient? Da. Sigur? Ia, Zuzel, cum e omleta. Uite aici. Stai așa, Zuzel. Dau puțin, că poate... Poate nu-i bună. Dau puțin. Bravo, Zuzel! Urs! Cârnăciori, hai la masă, Zuzel. Să avem poftă. Salutare, prieteni! Salut toți prietenii mei. De pe YouTube, de pe Facebook. Puteți să intrați pe Facebook la mine, pe Cristi Marin, cu poza de pe YouTube. Pe TikTok, Cristi Marin 2020, cu poza de pe YouTube. Instagram-ul nu prea l-am mai folosit. Prea multe. Miami Beach. Aproape de ocean acum. Prima oară când iau prin zona asta. Lasă tot și camera. Uitați case aici. Ocean, tata. N-are cum să nu-ți placă Miami. E imposibil. Deci Miami e chiar paradis. Hey, my friend! Uite veverița! Așa s-a ascuns. Hey! Ce faci? Ai luat alună? Hai, vină încă. My friend! Veverița! Uite veverița, ușor, vină încă. Arată-i veverița! Zuzel! Arată-i veverița, stai așa! A, s-a urcat sus cu coada de aia pufoasă, stufoasă.
S-a dus sus acum. Uite de aici, vine să vezi cum mănca luna. Ah. Da, s-a urcat sus acolo, uite. Dacă te uiți. Bine, astea sunt altfel de veverițe care erau în Colorado, știi? Mai drăgălașe. Uite, șopârlițe. Arată șopârlele, uite. Ia uite șopârlița. Uite una acolo, uite acolo una. Uite acolo. Ah, a sărit. A sărit. Migrație de ele. Mi scârbă de ele. Vezi că vine mașina, stai acolo. Cât de frumos e aici. Mâine o să merg într-un loc foarte mișto. Fac filmări și mâine. Sâmbătă plec acasă. Nu sâmbătă acum, peste o săptămână. Pe 30 septembrie. Uite zuzel aici. Hai că da? Hai grijă. Uite, nucă de cocos. Oh, ce mare. Ia să vedem nucă de cocos. Uite zuzel. Oh, ce mare. Hai zuzel să bem din ea. Hai să bem din ea. Ia uitați, construcție nouă aici. Mexicanii lucrează. A, uitați, construcție din beton. Din lemn. Fundație tot așa din beton. Oameni cu bani, tată, oameni cu bani, cu banezi. Zuzel, ia-o pe la umbră, Zuzel. Nu ți-ai dat cu cremă pe tine, nu? Mai poți, Zuzel? Da, mai poți. Ia uite, Ucraina. Vezi? Aici locuie. Da. Aloha! Asta e zona lor, probabil. S-a nimerit să lucrez cu un ucrainian aici și gata, s-a cumpărat. Ucrainieni, ruși, toate națiile. Cum e Zuzel aici? Hai să te duc într-o casă veche și frumoasă. Uite aici, Zuzel. Eu cred că văd oceanul, Zuzel, dacă te uiți așa bine. Pe acolo e o stradă. Și oricum, suntem la doi pași acum de ocean. Dar nu cred că mai ne întoarcem pe aici, pe unde ne bage GPS-ul, Zuzel. O să punem adresa de acasă, exact. Înțelegi, Zuzel? Cum ești? Ești ok? Ți-a părut că am ajuns mai repede sau? Mai repede oricum față de cum. Că dacă mergeam pe partea altă, mai pierdeam o jumătate de oră până la resort și până iar ne întorceam înapoi, știi, pe ocean. Da, hai să punem GPS-ul. Și altă zonă, adică am văzut altceva. Tu ce zici? Păi da. Și afară. Da, am pus să-ți dacă e afară. Asta e vreo.
Hai să luăm o pauză cu filmarea, bam bam. Templu Zuzel. Ce mai mult? Uite, era o șopârlă mare pe aici. Era ceva pe aici, pe zonă. Nu vezi om pe stradă de când noi Zuzel suntem. Ce are ăsta aici? Ce mai zici tu acolo? Ce are ăsta? Uite, știu ce are aici în curte pe aia. Ce sunt ăștia, Zuzel? Cactuși? Altfel de cactuși? Seamănă cu aloe vera asta. Și seamănă și cu altceva, cu marihuana. Zuzel? Da? Eu zic să fugim, Zuzel? Că aia mai verde e marihuana, Zuzel? Hai, ia-și o frunză de acolo și vedem de seară cum tragem și noi puțin așa. Da, mă, să vedem cum, dacă ne necăm sau nu ne necăm. Să vi se dă fundată. N-are cu cuite, te arată săgeată, vezi? Mi-am luat după GPS, Zuzel, hai să vedem. Uite, Zuzel, ce frumos să stai aici. Stai palmieri deasupra, așa, frumos. Numai când vezi palmieri ăștia, îți da așa o liniște și... Uite ce frumos e aici. Vezi, Zuzel? Uite, gard. Verde. Uite ce, uite ce de-aia e aici. Și o pârlică de-aia. Uite, uite, nu mai știu cum e cel asta. O știi? Șopârlă, dar sunt altfel de șopârlă aici. Vezi? Tot felul de... Uite, Zuzel, ce e aici. Mamă, Zuzel. Facem stânga, Zuzel. Hai să facem o poză, Zuzel, aici. Vrei? Au legat pe Moș Crăciun, bă, nu vine să crede, ia uitați. Aici era Moș Crăciun. Dar vezi tu, i-a pus pălărie la o nucă de cocos acolo, pe masă. Ai văzut? Ia să fac și eu un TikTok pe aici. Aici era frumos, multe nuci de cocos. Ei, pisi, pisi! Asta e de-aia blândă. Mionel! Ce fac pisi aici? Pisică de Miami? Singurică, singurică? Ia te bine după mine. Pisi, hai de vină cu. Hai te drăgălaș, hai te pisi. Zuzel! Unde? Da, mi-a venit pisica la mine, tu nu vezi? Unde e? Hai pisi, pisi. Uite, pisica a venit după mine. Gata, mamă, ce mare e. Ia las-o. Bravo, bravo, Zuzel. Mamă, asta e imensă, Zuzel. Asta sare și pe noi, asta. O prind dacă e ce... Mamă! Bravo, Zuzel, că m-ai anunțat! Ușor așa, stai lângă mine aici. Uite și încă una pe partea alaltă, în fața ei. O vezi? Da, asta e mare rău asta. Mamă, Zuzel, ce e aici? Hai să stăm ușor, să nu ne speriem, că se sperie asta. Uite, și aia, la fel de mare și aia. Ca și tău, mică acolo. Da, asta. Mamă, ce mare e. Pe aia nu sunt, a treia. Păi uite câte sunt, Zuzel, aici. Stai că mă duc așa ușor, stai puțin, nu te grăbi. Că trebuie să le prind. Deci trei igoane. Sar în apa astea, Zuzel. Și o pârliță aici. Hey, my friend. Ce faceți aici? Dar aia e cea mai mare, aia de acolo. Aia din dreapta cea mai mare. Uite, Zuzel aici. Mamă, dar ce imensă e aia. Uite, și aia a luat-o pe drum. Ia să fac un TikTok. Sigoana. Aia de acolo e cea mai mare, de acolo, de pe pietre, dacă o vedeți. Nice. Ia uitați-le, că am venit după ele. Le urmăresc. Hey, my friend. Zuzel a plecat, nu știu unde a plecat. Am rămas aici. Aia e cea mai mare de acolo, o vedeți? Ia uite unde sunt, la doi pași. Uite cum a sărit aia. Ah, cum l-am văzut cum a sărit și în partea altă.
Nu le fac nimic, doar să le filmez atât. Ia uite cum sare aia acolo. Ohoho! Asta au rămas pe loc. Ia, s-a băgat sub pod asta. Mie mi-e frică de iguane. Uite ce sunt noi de pe jos. A rămas sub pod asta. O, oh, ia uite, mamă, ia uite-o. Mamă, cum a luat, pe cuvântul meu. Gata, s-a ascuns. Foarte tare. Hai că am văzut și o săritură. Mișto. Iguana asta a rămas aici. Hai la altă, nu știu unde s-a dus, uite, se ascunde asta. A, mai e una stânga. Hei! Hai, aruncă-te și tu. Hai. Aruncă-te. Haide. Nu se sperie asta. Uite și pe aia acolo. Hai, gata. Poate nu vrem poliția. Hai. Uite, poliția aici, în dreapta. Uite, pe acolo trebuie să ajungi, Ruzan. Polis. Și aici, s-a întâmplat ceva pe aici, prin zonă. Ei, uite, bă, Ruzan. Dacă mă urc pe ăsta, îți iau nuca de cocos. Nuci de cocos peste tot, palmieri. Am luat-o pe un pod acum. Ca să ajungem la plajă. E 5 după amiaza. Pe Zuzel, am cam obosit-o pe Zuzel. Am scos untul din ea. Hai Zuzel, că acum în 5 minute suntem în... Suntem în apă, Zuzel. Ia să primești și în față. Poate Zuzel. Zuzel, pe aici vin vaporele alea mari, Zuzel. Uite, și asta e pod de la care, a? Da, da. Cred, nu știu. Păi uite că e din metal, vezi? Se, se de la o parte, uite, vezi? De la jumătate. Asta care se ridică. Uite, acolo e podul ăla unde... Uite, clădirea aia înaltă de tot. E resortul, pare aproape, cred că aia e. Pare aproape, Zuzel. Pare aproape. Dar noi am luat-o prin altă parte, nu? Dacă luăm pe aici, facem mai mult, cred eu. Uite, și aici e cum de ăla în caz că vine vaporul. Da, ridică și se uită să nu fie vreun pieton pe aici, știi? Stai în spatele meu că vin niște biciclete. Ia uite Zuzel aici. Nuci. Nuci peste tot, Zuzel. Aici ieșim la... La plajă. Hai, stai pe stânga, dacă vine bicicleta. Ba da, erau doi cu bicicleta. Zuzel, suntem pe Hollywood Boulevard, Zuzel. Uite, Zuzel, hai la ocean, Zuzel. Uite, Zuzel, cum e acolo. Băi, Zuzel, suntem într-o altă lume aici, Zuzel, uite. Nuci de cocos. Eu dacă stau aici, mănânc numai nuci de cocos, Zuzel. Pe toate le mănânc. Bă, mi se acrește. Uite, Zuzel, am ajuns în Arizona, Zuzel. Vezi? Traversăm pe la trecere, pe acolo, ca așa e normal, nu? Și o ținem așa până la ocean, e ok? Te pregătesc, Zuzel, să ai condiție fizică. Dăm mâncarea care am mâncat-o acasă, o dăm jos acum.
Și să vezi acum la ocean. Dacă ne e foame și ți-e foame, mai luăm ceva de pe plajă, luăm o pizza, ceva, ai zis? Burger. Dar nu mai mergem la Venice. $80 E, da.